timpul să spunem, suntem prieteni, suntem oameni cu cei ce ne socot de oameni, dar vom fi la fel de haini cu cei care au venit nechemați, nepoftiți, nepuși în masă, fără fanfară, fără marș, dar au sosit și încă au cuvânt să spună că lui e bine pe Don. De ce nu stă pe Don acolo să facă liniște la dânsul, să facă economie și mai știu ce are de făcut, dar vine aici să ne sperie, să nu putem sta la lecții, să nu putem trece ziua de muncă așa cum ar trebui. Vreau să vă adresez celor peste Nistru, frați moldoveni, suntem alături, de grea cumpănă vom fi alături de voi, vom lăsa totul și femeile vom lua arma în mână și vom veni acolo, deoarece mai departe nu avem unde da înapoi, e mic pământul nostru și nu vom lăsa să varsă sânge mai departe. Până ce vine domnica Micaluna, cuvântul se oferă elevii clasei a 8-a, unt Oxana. Yes. Iar unii și-au pierdut chiar și viața. Noi nu putem răbda răutatea acestor căzaci. Răbdarea noastră e lungă și mare și totuși i-a ajuns la capăt. Căci noi avem suflet, avem credință, avem mame, toți, și pământul acesta mic. Să facem tot posibilul și să știm că suntem purtătorii de cuvânt ai acestei mici țări. România este patria noastră și a tuturor românilor de pretutindeni. E o singură ființă etnică. E România celor de demult și a celor de mai apoi. E patria celor dispăruți și a celor ceva să vie. Care e scopul acțiunii dumneavoastră de astăzi? Pentru 27 martie 1918-1992. Comemorarea? Se împlinesc 43 de ani când Basarabia era lipită de România, patria mamă. Și am dus această coroană din partea filialii Bacău, pro-Basarabia Bucovina și Ținutul Chierții. Și din partea prefecturii Bacău. Mersi. Чтобы народ знал. Детей
Se zice că oamenii din satele Coșnița, Cocieri, se reîntorc acasă, fiind câteva zile refugiați prin alte localități. Da. În partea dreaptă? Așa da, este? Așa e. Am început să vin acasă, retragă de măcasă, încă au stat zilele astea, o leacă mai liniște. Dar azi, iară, s-a început zgomotul de mitraliere și puși care se aud. Chiar iată, am vreo 10 minute în urmă, au plecat de aici mașinile noastre cu încărcate cu armament ca să ție acolo poziția de luptă. Fix 10 minute în urmă au plecat. Trebuie să întoarcă înapoi cu careva rezultate. Dar referitor la oameni, se reîntorc acasă sau speriați de aceleași rafaiele de mitraliere, pleacă iarăși? Da, oamenii tare sunt îngrijorați. Iată, copiii, mai ales copiii care se întorc cu părinții acasă, iar sunt speriați, de este împușcături și am stat pe gânduri. Ce să facă părinții cu copiii care i-au întors acasă? Răspui că să gătească iară ca să plece undeva ca să adăposteze. Câți oameni au suferit astăzi la schimbul de focuri de lângă satul Coșnița? Câți oameni au fost spitalizați? Înseamnă că așa, noi am transportat 7 băieți și acum ultima salvare cu 2 băieți au dus. Da, ultima salvare cu 2 băieți au plecat, salvarea din Chișinău, plecat deodată cu 2 băieți încă. Ce diagnoze au fost stabilite prematur? Pronicaișe ranene, eu spun ferusești, fiindcă așa ne-am învățat. Pronicaișe ranene, pravă plecea, e seama căsaișe ranene, cerepnoi, mozgăvoi coropke. Și picioarele. E ranene, голени, прямое попадание в кость. И это самое ранение грудной клетки. Cineva a fost într-o stare gravă? Avem un băiat care e mai grav, care a fost rănit în plămân, s-o cotim în plămân undeva, fiindcă patronul a intrat, noi am acordat doar primul ajutor, fiindcă am spus la salvare. Da, patron direct? Da, patron direct. Aceasta se vede că din lunetă, din pușcă lunetă? Probabil că din lunetă, nu putem să spunem direct, dar probabil că din lunetă. Băiatul cel mai grav, ceilalți băieți, așa, toți picioarele, mâinile care mai... Și toate două cantuzi. Da, și două cantuzi. Și două cantuzi. Două cantuzi avem. Mă dă n-ai, dacă vă sunteți, aici vă duci știi poporul. A vă duci până la popor și până la 20 asnegurici, că vă sunteți falsificator și asta, și amăziți poporul că nu este așa, nu e nereal. Duci și spune lui Boruc ce îmi spune. Pentru că îi spui lui și el zice chiar că așa voi. Dezinformați opinia publică. Nu, eu vă spun așa. Ia n-ascultă. E că de când vedem, am avut o săptămână și ceva. Băi, băi, ți-ați văzut un deputat pe aici. Băi, băi, ți-ați văzut un deputat care spune, noi spunem miciuri. Ați văzut voi un deputat? Vă unul din guvern, ați văzut voi tăi? La televizor. Ați văzut? Da, nu nimic. Da. Însă da, nu trebuie. Patanerul ia.
ce a stat de la mașină. Mă duc! În mașină pleacă și avine oamenii cu... În mașină pleacă cu mașină, aduci oamenii cu granatamiotul, repede! Și atunci vom vedea cum ați. Păi, dar nu trebuie să atunci să vedem unde ați făcut. Băi, Iura, băi, de aia asta a un bătăr în sat. Ce-a făcut? A intrat un bătăr în sat. Hai, da. Cine a văzut? Băieți. 30 de metri înapoi. Da drept, nici în stânga, nici în dreapta. Отлично! Foarte bine, dă mai 5 metri în dreapta. Ai înțeles? Acolo BTR-ul trebuie să fie. O trecut BTR-ul. Acolo e zot mare la noi. Noi ce putem pușca în coașă? De 8 în partea aia, în linia aceea, pe la și-i pus barona lor. Ce-i mai mare barona? Pe de unde sunteți la ce? Mesagerul. Mesagerul? Hai, vezi, poate mă vedea femeia, că e o săptămână zile n-am fost acasă. Serios? Are chidea să o fotă și alții. Nu știu tot, da? Nu se vede așa. A, blea, ce face de demn. Și venit aseară, aseară pe ce steni, dar e ne aseară de amunou. Păi e naudit. Ia că vine cu așa, că de aici. Să se văd unde. Și nu știu, ies de drum acolo, de vară, băieți. Mihai Ion! Mihai Ion! Din dreapta o lumină merge. Asta e în sat, în sat, nu nică. În sat, măi, mașină în sat. Ia că așa e. Și dreptul înainte, unii vin rândul în casă. Dacă vedeți unii, da, da. Acolo, acolo în partea, în partea dreaptă este un zot. Aha. Acolo. Și când se buhnească, ea se iasă pară. O să iasă pară. Ies fum, ies pară. Dar de-am nu-mi pușc, mă tine. Și toată mea te-o așteptăm. Da, ce-mi pușca? Parcă n-am auzit. Da. Care sunt pozițiile ocupate de dumneavoastră și când le-ați ocupat? Ieri poziția am ocupat-o. Aici? Stai prima poziție înainte Grădeștilor. Prima poziție, la 600-700 de metri. Ce se află? Da. Și au fost schimb de Rafaele? Noaptea a fost respins un atac al lor. Plutonul nostru, da, plutonul nostru a respins un atac al Grădeștilor. Ei au încercat să vă ocupe. Au încercat să recucerească poziția. Băieți au dat dovară de curaj, demnitate. Și cum credeți dumneavoastră, acum seara,
deja e trecut de orele 19, vor mai fi astfel de atacuri? Eu cred că numai decât. În orice caz, noi ne gătim ca noaptea să respingem orice atac. De altfel, mai ales lunetește, ne fac mari probleme. Dumneavoastră, în opinia dumneavoastră, sunteți susținuți de organele legislative de la Chișinău? Aveți o susținere de la Chișinău? Avem într-o oarecare măsură, avem, desigur. Nu toate problemele se rezolvă așa cum ar trebui, oricum ar vrea noi, dar totuși, fără susținerea lor, totuși noi n-am avea nici armament, nici altceva. Au existat câteva convenții referitoare la încetarea focului. Da, ele au fost încălcate de două, trei ori, de câte au fost, de câte ori ele au fost încheiate, ele niciodată n-au fost respectate de gardiști. Și actualmente se mai mizează pre lichidarea acestui conflict pe cale pașnică, deși e absurd dacă oricând ei încalcă. Eu cred că un procent destul de mic spate de crezut că conflictul ăsta va fi lichidat în mod politic, pe calea tratativelor. La această poziție au fost răniți acum seara? A suferit cineva din slava băieții? Slava Domnului, neferit Dumnezeu. Asta e bine. Dar totuși astăzi au fost expediați la Chișinău câțiva răniți. De la care poziție? Asta nu de la poziția noastră, din poziția de vis-a-vis, paralelă de noi. A fost acolo mare bătălie și acolo s-a înregistrat răniți. Dar dumneavoastră i-ați susținut pe ei, cumva, pe băieții noștri de la... Se coordonează, acțiunile se coordonează din statul major unic și pe stațiile de radio. Noi putem, orice caz, tot timpul să acordăm ajutor. Cum noi lor, așa și ei, nu. Ați spus că aseară aici s-au dus lupte puternice și astăzi ați văzut chiar unele salvări, da, mașini de salvări. Da, care ăștia, băieții... Azi au observat dimineața 4 automobile de salvare care încărcau răniți. Eu cred că răniți, că de dimineață, când după ce a fost scos din poziție noaptea, se vede. Cineva din colegii dumneavoastră mi-au povestit că azi des dimineața ați văzut câteva mașini de salvare în livada din apropiere. Da, au fost 4 mașini de salvare. Mașini verzi, salvări, care încărcau răniți dimineața. Răniți din nucare, gardiștilor, care au întreprins atac asupra noastră noapte, pe pozițiile noastre noaptea. Dumneavoastră ați fost calm la intervenția acestor mașini? Noi asupra automobililor salvării nu deschidem foc și dacă știți că toate automobilele care duc oameni civili din sat, ele au legate un fel de panglic albic ca să fie recunoscute de departe. Dar sunt ca... Iar azi vă văd acasă, sunteți zile. Da. Negri. Sunteți dispuși a păstra pozițiile ocupate? Adică a nu ceda niciun loc, niciun petic de pământ? Noi suntem dispuși și noi vrem ca dușmanii noștri care stau aici pe malul stâng a Nistrului, vrem ca ei să dispaie de pe locul ăsta. Să dispaie așa. Da, eu sunt de acord, pentru că noi pentru asta suntem în rezervă și cum încep să înaintez, noi ne chem cale aici. Suntem în mână de ajutor. Îi susținem pe prieteni care stau pe prima linie. Sunteți tentați a crede că acum seara nu vor fi efectuate niciun fel de provocații? O să fie numai decât, fiindcă ei numai asta și așteaptă ca să mergem la vreo provocație. Ca să deschidem noi foc și pe urmă să
să fim noi vinovieți între asta. Dar la prima întrebare vreau să spun că noi nici ne comandă care să ne dea ca să ne ducem, nici nu ne ducem. O să rămânem pentru noi de unde, de retras, nici vorbă să nu fie, bă. Dar au fost astfel de comenzi, ordonanțe, au fost? Până când n-au fost. Chiar și dacă o să fie, noi nici un pas în urmă nu dăm. Fiindcă au fost la noi, au fost oameni, plângeau, femei, oameni, plângeau, spuneau în genunchi și ne rugau. Băi, băieți, nu ne lăsați. Și noi am văzut așa asta în față și putem să-i spunem la oameni să fie încrezuți că noi nici un pas în urmă nu dăm. Asta a spus-o cine? Oamenii... Da? Nu pușcați nimeni, la dușmani. Ei, că poate astea, plec mai și mai că și repre. Dacă noi avem poziție acolo. Dar ce să iei? Noi acolo avem poziție. Ce să iei? Trebuie. Auzi, stop. Trebuie să metră lui iară de încolo. E, ăsta, Drăgan! Acolo unde se aude, acolo. În stânga, acolo. Tu și camera și filmul pe trajul pe traje. Сара, это тарь весело с ce tragi? Care sapă? Am văzut sapele astea cărbuște, nu? Ai în sus, lupat. Astea-ți dea cap. Tu nu, lasă vor și să zică, că până o pășlo. Domnule Tomacinski, am auzit că oricând aici, în fapt de seară, se deschid focuri de arme. Da, într-adevăr, gardiștii și împreună cu cazacii, temporar, ne încearcă nervii. Totuși, să vedem la ce să iasă lucru care ei încearcă să-l facă, dat fiind faptul că noi am trecut oricare experiență și frica totuși a trecut și poate să mă înțeleagă. Numai bărbații care au fost și separat, hai să zicem așa, patria, în timpul războiului din 41 și 45. Acum este trecut de orele 18 și deci s-au auzit tiruri de arme. Da, după cum ați văzut, au fost trase câteva rafale în direcția poziției noastre. Ei fac tot posibil ca să ne scoată de la pozițiile astea, dar vreau să le spun ferm că în zadar ei încearcă cazul ăsta să-l facă.
În timpul împușcătorii ei folosesc diferite armament ca grad, automate, mitraliere și alte unități de arme. Astăzi se zicea că pe un timp oarecare focul a încetat. Dacă să vă spun în privința focului, da, dar starea operativă nu este chiar așa de ușoară, dat fiind faptul că ei, și nu ei, dar cazacii și gardiștii vor cu orice preț ca să ne arunce pe malul drept al Nistrului. Dar, încă o dată repet, în zadar ei se tărâs să facă lucrul ăsta. Sunteți de mult timp aici? Locțuitorul comandantul de pluton, plutonierul Cazăcioc. Avem vreo 2 săptămâni și cred că până ne elibera de cazaci, de păgâni care vreau să ne cotropească pământul, de aici n-o să ne ducem. Cred că dacă ați fi tot necesare pentru a lupta, noi vom ajunge și la Tiraspol și vom elibera pământul nostru de toți. Acum se aud împușcături în poziția din stânga dumneavoastră. Da, acolo sunt băieții noștri, prima companie, și se aud și împușcături și... Da. Eu cred că ei o să reziste, sunt băieți încercați și tot o să fie bine. Vreau să adaug în cazul de față că până nu o să plece toți, hai să zicem, mercenarii cazaci și nu o să fie descompuse unitățile militare de gardiști, ferm vă spun că polițiștii nu o să plece de aici. Dar aceste rachete care se văd acum, ce... Acestea sunt gloanțe Tracer, în limba rusească, în moldovenește, nu știu cum se numește, care noaptea ele luminează și se vad în care direcție ele lovesc. Și după cum vedeți, în partea stânga mea se află poziția băieților noștri, în partea dreaptă sunt inamicii, pot să-i numesc tot puterea cuvântul ăsta. Aș vrea totuși să liniștesc părinții, maicile și taicii, tuturor subalternilor. Eu o să fac tot posibil în măsura posibilităților ca să-i apăr și să vinem acasă nevătămați. Mulțumesc! Chiar filmează. Бля, да ему тело, сука. Да.
că eu spun, dacă eu nu eram ieri, apoi stai atine și toți vin până la pot și eu ne întreb două băieții și ei. Și întreabă, cum vă simțit și ce mai face? Este normal, dar aici în țară nimeni nu vine. Și dacă aici am o trebuie de stat, trebuie să... Op! Eu le-am încărcat. Давай. Это нож я дадут. Чисто технически исправный автобус. У нас есть представитель тоже на работе. Скат, я бы хотела бы узнать у вас, как вы сюда попали, в Молдове? Ведь есть закон Украины, который запрещает проезды, тем более группы, тем более из Краснодара, потому что вы знаете, какие бесчинства сейчас творят казаки. Пожалуйста, ваше мнение. Наше мнение какое? Мы проезжали посты, смотрели посты, нас на постах возвращали. Мы как водители этого автобуса, есть мнение группы, везде все есть. Поехать окольными путями. Проехать. Значит, это вас руководители группы заставляли, чтобы вы окольными путями проехали все-таки в Молдове, затем в Румынии, да? Я так понял? Да, типа того, что да. Получается там. И в результате что случилось по дороге? В результате того, что нас послали, направили на какие-то промежуточные посты, я не знаю, через какие-то поселки. Кто вас направил, вы извините, поселочные. Пожалуйста. Ну, мы остановились, какой-то местный житель там, я не знаю. Местный житель подсказал. Местный житель откуда? Я не знаю. Я не знаю. Из Молдовы или из Украины? С Украины. С Украины. Правильно. С Украины. А там дальше я спал в автобусе, не знаю, какое мнение было. Я спросил у водителя, когда нас вытаскивали трактором, кто посоветовал, он говорит, это общее мнение было всей тургруппы. Скажите, пожалуйста, а вы по всем законам могли бы отказаться от поездки и вернуться назад, имея в руках закон? Могли. Ну, это получилось так, что мы даже здесь им предложили, что у нас автобус получился такой, что в технически неисправном состоянии. Мы предложили здесь, и группа, короче, на нас начала возмущаться везде все. И нас стали здесь обвинять в том, что вроде бы мы как, ну как понять, что мы виноваты во всем этом. Сейчас, Максим, сейчас. Мы с такой скандальной обстановкой среди группы обратились в полицию, да? В полицию. И попросили, значит, представителя госавтоинспекции прийти сюда, чтобы сделали технический осмотр автобуса для дальнейшего исследования на город Румыния при перевозке людей. Прибыли представители местной полиции? Представителей еще не было, но нам сказали, нужно восстановить автобус. А потом для дальнейшего осмотра прибудет человек и будет сделать технический осмотр автобуса.
Мы сейчас находимся здесь, я не знаю, как называется этот город. И, значит, в основном... Сколько вы здесь находитесь уже? Вторые сутки. Вторые сутки, да? Но вы как вы думаете, вы сейчас не вправе взять все-таки решить и вернуться обратно в связи с тем, что такая обстановка накалена в республике, в связи с тем, что у вас нету практически права ехать как водитель, в связи с тем, что есть закон, который запрещает перемещаться через эту опасную зону, мы скажем так. Практически этой группе объясняли это все, ситуацию такую. У нас в путевом листе даже есть отметка с какого-то поста возврат обратно в связи с этим международным положением. Но группа хочет пробраться на Румынию. Мне трудно сейчас ее вести, так как автобус технически поломан. Я им предложил, что автобус вернется в Анапу. Ну, здесь начались скандальные обстановки. Так что я... Здесь же присутствуют представители данной группы. Я бы хотела бы узнать, как вы думаете, не ставите ли вы в опасность свою жизнь, продолжая продвигаться в сторону Румынии, в связи с тем, что автобус практически в техническом состоянии неисправен? Ну, значит, если автомобиль исправен, значит, мы будем двигаться. Если он неисправен, конечно, нам ехать нельзя. Вы имеете в виду эту сторону? Да. Да, значит, комиссар полиции принял меры. Он позвонил в город Анапу, значит, в отдел милиции, попросил, чтобы выделили нам автобус с экипажем водителя для продолжения следования группы в Румынию. Значит, водитель, комиссар местной полиции оказал вам помощь, да, в том, что спасибо вы могли большое, продвигаться, да, дальше, да? Да. Спасибо. Идут разговоры о том, что не исключено, что вы являетесь как бы пособниками или как бы родственники, я знаю, вот этих казаков, которые приехали, непрошенных казаков, которые творят бесчинство в нашей республике. Значит, проаргументируйте, пожалуйста, что вы действительно не являетесь ихними родственниками или женами. Значит, поэтому, какие у вас аргументы есть? По этому вопросу я хочу пояснить следующее. Я являюсь представителем товарищества благотворительности, которое организовывает туристические маршруты в некоторые страны. В данном случае, значит, наша организация выделяет средства для питания, одевания нищих людей в Анапе. Есть люди, которые, значит, ветераны войны, старушки, у которых нет денег на содержание. И, значит, прибыль вся идет, вот это дело туризма, идет на содержание этих людей. Мы содержим столовую, то есть товарищество выполняет свою задачу. В данном случае, значит, мы где-то дня три назад выехали двумя автобусами в сторону Кишинева. У нас там есть фирма, которая организовывает поездки в Румынию. Фирма эта называется «Ролан». Кто руководит данной фирмой? Что? Кто руководитель данной фирмы? Если вы сотрудничаете, наверняка знаете, кто? Да, да, вот он, значит, Григорий Петрович. И есть Павлов Сергей Михайлович. Григорий Петрович, у меня выскочило. Значит, в документах дома лежит. Телефоны вот записаны. Значит, все это проверялось. Значит, по этому поводу я хочу сказать, что мы, значит, на втором автобусе отстали от первого. И водители, не зная дороги, заблудились. Местные жители подсказали... Извините, да, пожалуйста, вы заблудились или вам запретили продвижение? Значит, мы подъехали на... Значит, на одном посту нам запретили украинская, значит, таможня проезжать в связи с боевыми действиями. Нам сделали отметку. Но в связи с тем, что у нас уже одна группа здесь находится, и документы, в принципе, все на продвижение, нам посоветовали, говорят, что вы едете, минуя боевые действия. Мы проехали где-то километра 3-4, спросили у местных жителей, кстати, молдаван. Говорим, как нам, значит, кратчайшим путем к нашей фирме в Ролан Кишинев попасть. Они нам посоветовали, говорят, что езжайте через дорогу. Полиции только хорошие слова от вас, что вы действительно с благими намерениями проезжаете. Скажите, пожалуйста, правильно ли вы поступили, нарушив закон Украины и Молдовы? Ведь вам же запрещали проезжать. Вам сказали, что здесь боевые действия. Вы наверняка знаете из прессы, что творится у нас, потому что «Известия» ежедневно печатает о событиях в Молдове и Транснистрии. Наверняка вы знали, что здесь творится. Значит, по прессе как-то мы знали, что есть боевые действия, но мы полагали, что проезжаем в другом месте. То есть, минуя
эти, значит, события, ну, военные действия. То есть мы не подвергаем риску людей. Если бы мы имели информацию, что именно здесь вот, боевые действия, кто бы стал рисковать своими жизнями? И еще, вас предупреждал водитель о том, что у него автобус с минуты на минуту выходит из строя, потому что полетел бампер, полетело еще там колесо, аккумулятор и прочее. Да, и он нацелил на то, чтобы все-таки возвращаться, но вы этого не сделали. Почему? Значит, бампер, значит, оторван и колеса, это получилось, когда мы ехали по проселочной дороге. Ясное дело, что такой вес автобуса, мы, значит, попадали в ямы, значит, автобус садился. И, кстати, ваши люди, благожелательно к нам относившиеся, предоставили нам транспорт. И трактором, когда, значит, вытаскивали автобус, значит, были причины эти, значит, ну, детали были, вышли из строя. В данном случае, значит, бампер оторван, пробито одно колесо и полетело... подушка, значит, одна рессорная. Но я считаю, что, в принципе, это подлежит ремонту. И если, допустим, водители говорят, что нельзя на этом автобусе ехать, есть же, значит, у вас ГАИ, они могут определить техническое состояние, сказать, что если нельзя, естественно, я не имею права их заставить ехать. Это дело ГАИ и водителей, разобраться в данной ситуации. Кстати, полиция, значит, здесь контролирует обстановку и помогает, чем может. Будьте добры, представьтесь, пожалуйста. Значит, я Дрижа Алексей Михайлович, являюсь представителем товарищества «Благотворительность». И еще раз, как фамилия ваша? Дрижа. Спасибо. Здесь же присутствуют и другие члены данной, так сказать, команды. Мы, знаете ли вы о трагедии, которая была с турецким автобусом в Дубасара? Нет, мы не в курсе этих дел. Пожалуйста, мне не... С харьковским автобусом? С харьковским, да. Мы посмотрели. Нет, я не знала. Вы о не трагедии знали, я не знала. Что вы слышали в этой трагедии, которая была? Ну, о харьковской трагедии, например, слышала, что ехал туристический автобус, то есть автобус перед, два человека погибли. Больше ничего не знали. И вас это не насторожило на то, чтобы все-таки принять какие-то разумные решения, чтобы возвращаться назад, зная о том, что ну, уже дело... была на территории? Ну, дело в том, что я знаю, что наш маршрут проходил не через... это место, и поэтому я думала, что именно нам, как мы знали, что воюют только в этом месте, в остальной Молдавии у нас спокойно. Том, поэтому я не боялась. Ездит из нашего города в Румынию, и все заканчивалось благополучно, никаких инцидентов. И, ну, мы спрашивали, мы знали так, что идут какие-то там действия, мы спрашивали, ну, а как там, вы не проезжаете? Нет, это совершенно в другой стороне, то есть нас это не касается, нам бояться нечего. Еще ваше мнение о событиях, которые происходят в Транснистрии? Мнение прекратить военные действия или это прекратить, решить мирным путем, кому нужны убийства. Я не думаю, что жены, матери посылают своих мужей на убийство детей, там, стариков. Я не думаю, что... Скажите, пожалуйста, вы нам разрешаете сомневаться в том, что такими же путями приехали сюда казаки, когда не было заслона со стороны Украины? Такими же путями, добрыми путями, вроде бы, на первый взгляд. Имеем ли мы право сомневаться в том, что у вас какая-то была... Сомневаться в том, что мы едем в Румынию по своим личным делам. У нас был досмотр. Я хочу по этому поводу сказать следующее. Значит, нас доставили автобус вместе с туристами в отдел... полиции и, значит, несколько работников, значит, таможенной службы досконально проверили вещи, имущество и, значит, ядовитых веществ, взрывчатых веществ, оружия обнаружено не было. Были проверены списки туристов. Хорошо. Паспорта. Извините, вы говорю. Скажите, пожалуйста, все-таки, если взять точь-в-точь букву закона, нарушив закон, вы имеете право еще продвигаться дальше? Нарушив закон один раз, второй раз, вы имеете право по закону ехать дальше. Значит, у нас, насколько я понял, тот первый автобус ушел, значит, документы прошли. С тем, что вы окольными путями, значит, окольными. Дело в том, что водители заблудились. Попасть. Мы не предполагали, что мы нарушили закон о пересечении границы. Поэтому мы все эти обстоятельства рассказывали комиссару полиции. Он проверил все документы. Было из документов видно, что мы туристы, проезжающие на Румынию. И он нам разрешил дальше следовать на Румынию.
принципе, конечно, видимо, учитывая только то обстоятельство, что мы заблудились, видимо, он нам и разрешил. Если было установлено, что мы пересекли, значит, с какими-то другими целями, видимо, были бы другие с нами разговоры. И еще один вопрос. Вы уже 2 дня находитесь здесь. Да. Вы говорите, что вы сотрудничаете с какой-то фирмой города Кишинева. Да. Почему представители данной фирмы, зная о том, что вы здесь находитесь, не приехали и ни про аргументы не доказали о том, что здесь действительно вот мы сотрудничаем, что у нас есть связи. Потому что это их бизнес в первую очередь. Они с вас наверняка взирают, значит, деньги за то, что вы... Или как это у вас их? Нет. Тоже на добром... Нет, я не в курсе этих дел. Он представитель этой фирмы, но я не думаю, что... Представитель данной фирмы из Кишинева? Нет, с нашего товарищества. Нет, но меня интересует, почему нет представителей Кишинева, которые с вами сотрудничают? Я хочу пояснить, значит, мы с ними разговаривали, и они нам, значит, говорили, что мы обзвонили по департаменту везде, в связи с тем, что тяжелое положение в Молдове с горючим, они не могут выделить автобус. Они говорят, что для себя даже тяжело, в течение недели только решают вопрос с транспортом. Они готовы и доброжелательно, как говорится, дай Бог им здоровья, они настолько любезно к нам относятся, помогают очень много. И... Извините, я вам хоть через Молдову. А вас заставили экскурсанты? Правда ли это? Правда. Вы не могли бы представиться, как ваша фамилия? Почему все это? Нет, ну мы здесь на национальное телевидение. Давайте. Ясно, ясно. Потому что мы. Я вижу, что. Вот меня интересует, как вас встретили в Каплана. Вот это первое село, где вы обратились за помощью за трактором. Ну, первая помощь, конечно, оказана не была. Там был, значит, агрессивно настроен народ. Что они хотели? Что они говорили? Ну, конкретно хотели узнать, откуда автобус и кого он перевозит. А откуда они узнали? Первый, так? Откуда автобусы и что производится за перевозка пассажиров? Что мы везем за пассажиров? Откуда они узнали, я не знаю. Но село на глазах там все. Там видно все. Еще что? Вынуждены были выйти и идти пешком. Ну, автобус там потихоньку передвигался. К нам подъехал молдаванин на тракторе и спрашивает: «О, девочки, откуда вы?» Мы говорим: «С Краснодарского края». Он говорит: «А где это?» Мы говорим: «Ну как где, не знаете, что ли? Казаки, казаки где живут?» Вот. И он сразу как-то так настороженно посмотрел на нас, казаки, и пошел. Видимо, заявил или позвонил. И тут собирается 4 автобуса с мужчинами. Потом мы с ними разговаривали. Ну как агрессивно. Они не то чтобы, они вышли, да, разобраться. Но потом мы уладили этот конфликт. Они очень доброжелательно. Ну не все, конечно, не все. Но нас поразило, знаете что? Слезы в глазах женщин. Вот. Слезы в глазах женщин. И дети с каким-то испугом смотрят на нас. Вот это вот оставило такое впечатление. Не очень приятное. Ну как вы считаете, если так искренне? Как? Они имеют право? Они на нас так смотреть, они да. Не имеют права. Что вы? Мы вообще не знали об этом конфликте, что идет конфликт с казаками. Что казаки участвуют здесь. Мне кажется, краснодарские казаки, наверное, не участвуют. Я так думаю. Я не знаю даже об этом. Я точно не знаю, но знаю точно, что они не участвуют. Так вы поймете. Я первый раз об этом слышу. Будьте добры, представьтесь, пожалуйста. Ольга Алексеевна Полянская. Понял, вы все-таки будете продолжать следовать дальше или нет? Вы будете продолжать следовать дальше или нет? Ну, настолько сложились события, что мы не являемся вашими врагами и встретили нас доброжелательно, значит, никаких у нас, значит, нету противных действий, намерений, поэтому нам разрешено продвигаться, значит, кто вам разрешил? Значит, ну, те люди, которые нас досматривали. И, это конкретно значит, вы не посмотрели? Таможенные представители и, видимо, во главе с комиссаром полиции. Спасибо.
спасибо им, что они, значит, вошли в положение женщин. Ведь у нас одни только женщины, учителя, медработники состав. Спасибо, что они проявили уважение к русскому народу, к женщинам. Видимо, чтобы не испортили у них. Они так. А вы знаете, какие бесчинства творят женщины, тоже казачки у нас здесь, типа я считаю... Галина Андреева и другие. Такие же безобидные, милые женщины, добрые. Я считаю, что... Конечно, я не хочу сделать параллель, вы извините, конечно, да, да, между вами, но... Да. Я считаю, что все эти процессы должны регулироваться главами республик. Они должны сесть за круглый стол переговоров, так называемый, и уладить эти вопросы. Вы извините, глава какой республики? Транснистрия ведь это не республика. Знаете, поскольку... я не в курсе событий. В курсе. Мы политики, мы простые крестьянские люди. А вы как считаете? С какими, значит, руководителями какой республики, если она незаконно создана? Как вы считаете? А что незаконно создано? Ну, Транснистрия, вы наверняка знаете, да, с прессы, если вы учительница. Вы понимаете, мы не в курсе. Да, я учительница. У нас очень мало показывают. У нас по центральному телевидению показывают это... Când se instaurează aici capitala tătarelor din sudul, da, Basarabiei, că a fost instaurată o ambasadă așa. Și tărelă. Da, da. Și de aici câte o lecuță, câte o lecuță l-a înzestrat pe un gest. În stil tătăresc. Da. Și spuneți-mi, în momentul ăla, târziu, nu se colucă. Nu mai sunt deloc. Nu mai sunt deloc. Chiar de bulgari. Putem spune că nu mai sunt. La noi, la Căușeni? Despre Căușeni? Câte un raion? Da, da. Mai că nu. Uiteți așa, cum și... Avem, v-ați acum, o localitate foarte tânără. Au fost prigoniți fiind pentru credința lor și ei... Nu, ei au fugit odată spre zonele astea. Ei au fugit spre Crimea și spre sudul Rusiei, spre Ucraina. Când au venit reformele lui Petru, i-am zis să-și taie prăbile, să nu știu ce n-au avut. După aia, Ecaterina a doua a dat de pământ cu ei. Așa. Și cu Potiomkin și cu epoca aia. Și atunci ei au fugit la turci. Și au fugit în Raiaua Tighinei și au fugit în două. În calea tuturor relilor, apoi toate drumurile s-au întretaiat la Căușeni. Da, da, da. Nu, vă spun toate certitudini. Da. Dar, vedeți, a trecut și pe la el prin Chișinău e menționat? Nu. E menționat. E bine, logic. Ia Pușkin sau la Căușeni, decât eu nu știu, poate că noi suntem mai sus, dar ei din Căușeni
Și atunci... Ca faimoasă compatrioță de bun început, însă și data ctitoriei acestei biserici, ea fiind la început din lemn și abia la 1740, ea pot fi și asta cercă, construită din nou. Zic că lucrul acesta este adică domnul Moldovei Calimach, nu au lăsat ca să se piardă acest lăcaș sfânt, hotărând ca el să fie bine. Până este Voicu, este 7.000. De stângă. Aia este. Este Nica, este Victor. Arhitectura, iar pictura s-a făcut mai târziu, deci pictura... Pictura a fost făcută în două rânduri, aici sunt două straturi picturale. Doamne, Tiberius, foarte da. Lumin. Da. Am citit-o. Ea a fost pictată de două ori în interior. Lucrul ăsta a fost observat după ce fusese inundată și un strat a început ca scadă. Și s-a văzut că mai este unul. Nu văd unul celui de-al doilea strat. E foarte unitare. Cine v-a spus? Iată. Da. Și sunt chiar și chipuri pe undeva. Uitați-vă mai bine. Și chipuri. Nu, pentru că asta este sfârșit. Asta e sfârșit de secolul XVIII. Deci a fost... 1760. Da. Și sfârșit de secolul, a doua jumătate a secolului XVIII. Dar ceea ce este interesant este că iconografia nu e moldovenească, este bate mai mult spre Bizanț, Muntenia. Halul în care foarte mult bate spre Muntenia. Exegeții susțin că este mare influența Constantinopol, Bulgaria aici. Da, în vremea asta, da. Păi, Muntenia e cu Bulgaria, merg împreună. Păi adică nu e Moldova, asta e foarte curios. Da, uite și acolo. Altarul, să vedeți, tot un altar unical. Da, da, pe astea sunt... Urmele astea joacă rol de... pe lângă toate cele alte. Nu simțiți, orizontale? Un secret. Aici, un punct. Da. Vorbiți, vă rog, cu domnul președinte. Schimbați o rând de vorbe. Deci este diferență? Este o diferență. Aici te străpunge. Da. Și ușa cealaltă, da. Ușa cealaltă de acolo, vă zic că asta e ușa majoră, cealaltă e ușa minoră. Da. Și asta e ușa de mijloc. Vă zic că chiar și după rezonanță. Da, păi preotul de aici trebuia să... Ce interesant e asta. Asta e preistoric. Asta este mai vechi. Asta e, adică e o piatră mai de mult sculptată, nu de când. Păi, tamani despre asta știm tot. Ea a rămas din cea de lemn. Da, asta este o piatră mai veche. Este o piatră mai veche. Foarte umedă. Ferestruicele este... sempatic. Nu, că iconografic. E umezeală foarte mare aici. Da. Tot ce am făcut, roată mai jos. Ea a fost 3 ani de zile a fost inundată apa până la genunchi asta. Dar acum... Iată, aici, în vale, strada de la Smicuță, deci este strada Pietre Vechi, de altfel,
Zaimul este primul sat din Basarabia care a schimbat denumirile de stâns conform datinilor și tradițiilor istorice. Astfel încât era de mirare câțiva ani în urmă o stradă Burebista la Zaim. O stradă materic sau pristă, ceva. Pietre vechi. Seacă dă în șes și se pierde în stucul des și nu spune nimănui ce a mai fost pe aici și noi. Știm ceva, dar greu de tot să te alegi de aici cu un rod. Numai piatra de mormânt vrednică-i de crezământ. Căușenii sloc bătrân, târg, tătar, lăcaș, creștin, cine știe ce oșteni au mai fost la Căușeni. În Bugeac, la Căușeni, dorm strămoșii moldoveni. Nu mai fie. Acel care, de fapt, a început Revoluția Română. Marea Revoluție Română din toate. La voastră, dar îi recitim poezia. Vine, te rog, mai încoace, Viorica. Mai încoace. Așa. Ce zi, tare? Casa cu salcâni. A trăit aici pe vremuri, împreună cu țăranii, cel ce a scris pe pietre rare limba noastră din cazani. Poate undeva țăranii, în mahala lui târziu, își plângeau pomărăniții cu privirea în pustiu. Poate din acele scene a cules portrete vii, pe țăran cu vis de viacuri, chip să-l facă în poezii. Soarta l-a trimis să fie martor scenelor duioase, legănat de poezie, e descris în limba noastră. Ei, dăm dacă... Numai n-au scris că... Dar este o filă de istorie. Așa. Sunt detalii, iată, ușa aceasta s-a păstrat, pentru că vă dați bine seama, în muzeu noi am revenit așa, tot ce am găsit, dar sunt detalii, deci s-au păstrat părinți, s-au păstrat chiar și acest mânier, de pe timpul lui Matei, așa că într-un fel dați mâna cu voi. Matei, ce îmi cânta? Iarna frunza se via, dos oftei se-n veselea, cam de mir ieroglifa, Eminescu întinerea, Dumnezeu încertecea. Așa era când cânta Mateevici, așa era când vorbea Mateevici, preotul și poetul acestui neam. Dragii noștri, deci muzeul este încă un edificiu tânăr, așa să zicem, de cultură, dar încearcă să păsteze cum poate memoria acestui edificiu de cultură și care vedeți a fost imortalizat aici, fără cruce, în 1988, când i-a funcționat, dar vedeți dumneavoastră metoda realistului, socialismul pentru crucea cu biserică. Așa arată biserica noastră, se repet, în 1988, dar privită de peșesul vorbii, satul a rămas peste sute de ani să fie așa învestit din unor schimbări. Să mergem în camera părinților familiei Mateevici. Puișor, mai aici. Camera părinților familiei Mateevici. O poezie care se cheamă Frunza Nucului. Noi la Zaim aproape toate poeziile lui Mateevici le cântăm. Cred că avem dreptul să o facem. Noi mai întâi. Încercăm, dragii mei, să zicem încetășor Frunza Nucului. Așa, două, trei. Frunza Nucului tresare, oglindindu-se în lac. Din bugea.
camera copiilor familiei Matevici. Aici, în față, vă privesc eu și ochea mamei, Nadejda, fiica protocolului Ioan Neaga din Căușeni și Mihail Matevici, tatăl poietului, originar de prin părțile Sorocii. Și interiorul este reconstituit pe aceleași amintiri și pe mobilierul găsit aici. S-a păstrat, poate așa cum a putut să păstreze timpul, această sobă la care pe timpul s-a încălzit și micul Alexei. Este o relicvă a noastră și copiii când vin aici, deși ea este rece, de fapt că nu funcționează, de fiecare dată încearcă să pună mâna și să-și încălzească sufletul la această sobă, la copilării poetului. E de mirare, de fapt, Alexei Matevici. Aici portretul lui Ioan Neaga, Neaga, bunelul lui Alexei Matevici pe linia mamei, cel care a scris despre vechile monumente ale acestui plai. Iar Matevici, și deci acum după bunel, a lucrat intens la descrierea unor pietre funerare în limba greacă, la descrierea Bisericii Adormirii, dacă ați fost la Căușeni deja, așa, Biserica Adormirii descrisă la fel de Matevici. Așa. Iar aici, un cântec de leagă, un cel cântec de leagă închinat fetiței poetului Nina, care a trăit până în 82 la București, de fapt, și cu care noi n-am reușit, noi țarimenii, să facem legături. Dar a făcut-o pe cât a putut Muzeul de Literatură de altă dată, din Mirie Cantemir. Cântecul de leagă. Stelen Iisus te lași ca să crești un moldovean, mândru falnic năzdrăvan, să învelzești ca un stejar paza vechiului hotar. Să reconstituim, de fapt, un colțișor numit bibliotecă, deși istoricește ea nu a fost pe locul acesta, în prima cameră, așa după cum ne spun cei care își amintesc, a fost un dulap mare de cărți și acolo erau toate cărțile familiei, un dulap enorm, de fapt. Iar noi am putut să o reconstituim doar aici. Aici vreau să atrag atenția la trei exponate originale. E vorba de fotografia familiei poetului în 1916, cu un an înainte de moarte. Alexei Matevici, Teodosia Novitsche Matevici, soția poetului, care era ucraineancă de naționalitate și fiica lor, Nina, în 1916. Aici Matevici în anii de studii la Kiev, deci este o fotografie originală, care a ținut și poetul, și aici o carte poștală scrisă în limba germană și trimisă cumnatei lui în 1912, înainte de a se căsători cu Teodosia, trimise Olga Ivanovna. Sigur, fără și poate. Răușaș, chiar am aș partea asta, după să-mi arată, de la noastră o sate, mă lumește, și ce ne-am rușat. La piesa ta, găsim lui Cristi. Aur bătute, aur dumne... Mulțumesc! Asta cu cine? Asta valută. Cu cine? Nu l-am luat cu mine. Ioan, deci așa. Asta valută. El văzut la televizor mai multe țări, ce se face, cum se face, zic, mă, dacă nu facem și noi, ești din Basarabia, ceva așa, ca să ne prezentăm. Asta e forma rușilor. Deci la noi se zice asta bidarcă. Mai avem... La o sărbătoare, la un fel, la un unde. Căruță. La hram. Nu, no, cam dacă spuneți dumneavoastră, la un hram, vedeți-o. Oamenii ne-au cam dezvățat rușii să fim gospodari. Sau? Au reușit. Eu vă rog să-mi permiteți care a fost ambiția mea. Au fost toate date uitării. Absolut uitării. Și când am ieșit la pensie, eu mă ocupam cu oile. Din cauza pșiorul am vândut oile. Dom'le, și să fac? M-am trezit, înțeleg, măi, ia să fac eu arta noastră moldovenea sau eu, să o scot la ijeală. Și de unde ați avut izvoate? De unde ați luat? Domnule, ca să vedeți un lucru, am umblat prin sate, am găsit căruți vechi, forma la bătușii ăștia, da. Avea căruța și mi se pare că 108 ani atunci. Ei, vă 6-7 ani înapoi,
cam 115 ani. Da, da. Am găsit un butuc, dar în trânsa era numai o spiță. De-a luat măsura. Da, 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 da. Și asta e Sanie? Sanie Budurgăre. Cu dedus să se citească numele lui novela Sanie de Ion Druță. Druță, da. Da, și zic că mata ești de acolo. Cu Veronica. Novela Sanie. Da, da. Și faietonul care este extraordinar. Suntem și o România la București? Domnule, asta, uite, are și lumină pentru... Mai ceva decât ce neamănul. Ce de mâine. Ce frumos. Sunt lucruri care ar face cinste. Asta este cea mai artă populară, în plin. Dar și vedeți că sunt lucrate cu mâna, nu sunt lucrate la... Bine, am văzut de când astea sunt lucrate cu mâna. Nu sunt lucrate de mine. Astea le înghibășit eu le-am introdus, dar îmi pare foarte rău, da. Că dacă am putut înțelege să fac toate ornamentele astea, trebuie să-mi fac și aici. Însă graba sărăcă treaba, știi? Ei, mulți mă opresc și lasă, domnule, așa, că lăs bune și așa, dar dacă a spune unul că nu-i-mi place, să vezi ce s-a întâmplat la mine. Făceam un policanul care este în biserică, poate nu să l-ați vizitat sau nu, și eu și pun o cană de aia care ții paharul, știi, cu ceai, știi, de aluminiu, da, da. Știi, frumoasă, da. Și îi fac cupa sus pentru trei crușeliți, știi, unde pui belșiu. Vine unul și zice, domnule, dacă ai făcut toate din mâna dumneatale, ar trebui și pe aia să o dai jos. Că atât am așteptat. Și am și aruncat. Și am făcut tot absolut din mâna. Bravo! Poftiți! E o minune! Vă mulțumim mult! Eu vă rog să nu vă grăbiți. Uitați-vă bine și oameni. Păi ne-am uitat. Poate să mai vede undeva, dar poate nu-ți vede. De văzut, nu vreau nici să mă laud, nici să mă înjosez. De văzut n-am văzut și nici nu o să mai vede. Și acolo ați bărăt pentru așa ceva, ne-am făcut și hamuri. Să vedeți. Mulțumită fraților români că m-a ajutat și mi-a turnat și zurgăle. Pentru Sane. Păi Sane încă mai ați văzut. Să fac o căruță așa. Găsesc în ziarul raional o căruță din Bulgaria. Intrigă. Da, da, domnule, da, așa o să fie, cum să spun, o apreciau extraordinar de spus, o să zic, ajung eu la primăvară și mă sui calare pe bulgar. Dacă n-al dă jos, înseamnă că deja vă trăim. Și nimeni în neamul dumneavoastră n-a făcut din astea? Poftiți? N-a făcut nimeni în neamul dumneavoastră din astea? Din astea nu au făcut, au făcut de-a. I-am avut, frate, data de 31 decembrie, toamnă spre anul nou, a murit la București, strada Bănat, numărul 18. El a lucrat în Marista Major, inginer profesor mecanic. O servit de la Mihai până a ieșit la pensie Ceaușesc, 47 de ani de lucru. Și înspre anul nou a murit, care eu l-am mai rugat, mai vine, mai frate, mai vezi și mai faci. Dar venea pe aici, da. A venea? A fost, venea. A fost, da. Poate vreo, 4-5 ore. Da. Asta e o colecție, uite, pentru... Pentru zile de sărbătoare. Asta pentru un cal. Asta, când ne suim, punem șaua, frâul cel frumos. Dar până acum nu le-ați folosit. Am înhămat la ziua satului. Da. Și nu i-a plăcut primarul cum s-a alternat între tinerii care i-am lăsat la înscriere. Da. Nu i-a fotografiat, bare mie nu trebuie fotografiile, pentru că eu mă repoi, mă duc, dar să rămâie la tinerii. Și când avea copii, spui, bă, când ne-a înscris, uite, cu asta trăsura am mărs la înscriere. Da. Și a doilea duminică m-a la Găușani și a plăcut la Găușani să nu vreau să mă laud tare. Dar o lăsat toți brânză și găinile și tăiesc, s-a închis și omlit împrejurul eu acolo și a făcut un cerc. Și cred că și în primăvară am să mă duc mai decât cu bine. Dar aveți și cai, nu? Am avut. Am avut, dar spun că n-am pot îngrijit. Am vândut. Dar acum am o pereche, băie trei. Și alea sunt. Astea care
ne lucrăm acum. Da. Nu cu asta. Totul faceți voastră cu sud, tot acolo. Da, domnul Marienciuc a trecut pe lângă un element din biografia domniei sale. A făcut școala de arte și meserii de la Chișinău, pare că. La Tighina, unde? Puțea nu m-am anenat. Puțea. Așa a fost situația, că tata spune că numai decât, bă, spune-mi plugul pe brază. Dacă o să ne învățăm, tot i-am avut trei surori. Toate s-au învățat, toate care au fost profesoare, un alt, învățătoare, fratele mai mare, inginer, terminat bacalaureat în Franția. Am murit de 55 de exploatat, asta a terminat liceul, pe urmă la școala de, după ce au făcut 22 artiliere cu termen redus, s-a dus la școala de spofiserie pe care ești pe care Greviță, atunci s-a înființat la școală. Și apoi eu m-ai răsturnat, care cu familie rusească, și apoi am introdus familia Marinescu, Marinescu, omul. Așa că asta din bugă, știi? Am înțeles. Din bugă. Și văd că și nepoțica are talente, nu? Primele lucrări le-am făcut astea pe casă. Domnule Ciobanu, am aflat că dumneavoastră sunteți primii și îmi pare chiar unici în reunul Căușeni și în reoanele limitrofe din partea de sud-est a Republicii, care ați folosit metodele biologice de creștere a răsadului. Ce v-a făcut pe dumneavoastră să acceptați această idee? Și ne-a pus pe noi la gânduri. Situația ne-a pus. Vedem și să petrece în Republica și în fosta Uniune cu materiale necesare pentru a lucra și noi am hotărât să ne întoarcem la metodele cele vechi. Dar noi acum vedem că ele sunt într-adevăr folositoare pentru noi. Noi am folosit metoda de a crește rasadul de legume pe combustibil biologic, anume nu cu baliga, dar cu paie. Paie presate în tiucuri și asta ne-a dat un efect destul de bun. Noi avem rezultat, timp să-i vedem la serii, ne ducem de vedea și avem și economie mare pentru lucrul ăsta. Noi avem, dacă anul trecut am cheltuit la 1 aprilie la 200 de toane de combustibil, acum avem la 300 de toane. Asta înseamnă că dacă la 30 de toane. Asta înseamnă că noi am făcut economie aproape la 2 milioane de ruble în venit, pe care gospodăria anul trecut, în general, l-a obținut până la rezultat final a lucrurilor. Adică dacă să facem așa o paralelă, toți banii cei care i-a câștigat gospodăria în timp de un an de lucru, s-ar fi folosit pentru a procura motorină, da? Numai pentru a procura motorină. În caz de nu ați fi folosite metodele biologice de creștere a răsadului. Metoda de creștere a răsadului prin baza de combustibil biologic. Într-adevăr, noi vedem astăzi cât e de scump combustibilul și situația ne pune că cum ceva trebuie să facem, ceva trebuie să ieșim din situație, că altă ieșire noi nu avem. Noi vedem că nu numai de combustibil, vedem și alte lucruri astăzi pe noi ne pun la gânduri și nu pur și simplu trebuie să vedem. Om putem rezista ori nu putem rezista. Și dacă vrem să rezistăm, trebuie să căutăm diferite căi ca să putem ieși din situație. Și asta e una din trăcele care noi am soluționat-o și vedem că ei ne dă, într-adevăr, un efect destul de bun, colosal, de mare și nu ne pune în gând. Când în viitor, în general, noi putem să creștem răsadul fără metodele astea, fără a folosi combustibil și energie electrică. Absolut. Asta de-a mai dovedit. În practic, și eu cred că care vor să vii, să vadă, poftim, noi metoda asta cred că cineva mai înainte a gândit-o, dar totuși nu a folosit-o. Dar noi acum, anul ăsta, ne-a pus situația și am luat-o în vedere și o folosim și destul de normal s-o prăniți și în viitor credem că numai pe această metodă spate de lucru. Dumneavoastră ați spus că veți folosi și alte metode eficiente de creștere a roadei.
Ce secret poate fi? Asta nu e secret. Noi am aflat că în raionul Creulen, în satul Cruglic, au folosit anul trecut metode cu bioregulatoare și au primit destul de bune succese și atâta anul ăsta am încheiat un contract cu Asociația Științifică BioREC pentru a folosi metodele astea în gospodăria aceasta. Asta trebuie să creșteți și o roadă din punct de vedere ecologic curată, adică pură din punct de... Da, nu numai ecologic curată, dar și cu o roadă mult mai bogată. E cu, după cum știm, cu 30% roada, dacă folosim bio metodele astea, cu 30% roada e mai mare decât fără. Dar de. Care? Care? Să ne părinți lucru. Господин Чебан, вы в этом году впервые в районе и наверняка в республике применили или вернее вырастили урожай на базе биотоплива. Говорят, что все, что новое, хорошо забытое старое, и все же. Господин Чебан, вы в этом году впервые в республике наверняка кадр. Господин Чебанов, вы в этом году впервые в районе и наверняка в республике применили метод выращивания рассада биотопливом. Говорят, что все, что новое, это хорошо забытое старое, и все же. Правы, с одной стороны, все, что новое, это хорошо забытое старое. Вот это старое нам пришлось в этом году внедрить у себя, потому что ситуация нас ставит в такое положение. Иначе, безусловно, на сегодняшний день нельзя будет выжить. Конечно, при таких ценах сегодня на топливо на и другие материалы, нам надо, конечно, что-то делать. И вот мы вместе со специалистами, бригадирами решили внедрить выращивание рассады на биотопливе. Ну, биотопливо не на навозе, как это было в старые времена, а биотопливо с использованием соломы вместе с некоторыми компонентами минеральных удобрений, которые достаточно дают хороший эффект. И результат налицо, мы сможем поехать на теплицу, вы сами убедитесь в этом, потому что очень дружные всходы, нормально, рассада себя чувствует, тепло есть и не надо больших затрат для этого. А каков экономический эффект? И вот насчет эффекта, действительно эффект колоссальный, потому что видя, что сегодня эти же количество топлива, а именно соляр, который мы использовали на теплице в прошлом году, составляло 200 тонн на 1 апреля. В этом году мы всего лишь навсего около 30 тонн. И тут немного тут арифметики надо, чтобы посчитать, что это примерно более 2 миллионов рублей мы должны были заплатить за вот это самое топливо, которое мы не использовали. Это доход, который получил совхоз в прошлом году по итогам хозяйственного года. Вот что такое выращивание, говорится, рассады по этому методу в этом году. В этом году. Конечно, и на будущем мы будем применять и другие методы, которые бы позволяли нам в этих условиях выращивать качественную продукцию и экологически чистую, ну и, говорится, чтобы можно было выжить. У нас сегодня задача, чтобы мы могли выжить, иначе другие... Если это не коммерческая тайна, какие еще другие? Тайн тут коммерческих нету, это... Мы изучаем опыт других хозяйств и натолкнулись на опыт Кривлянского района с села Круглик, где они применяли выращивание рассады овощей с применением биорегуляторов, которые повышают урожайность и одновременно ускоряют созревание и экологически чистую продукцию дают. Вот в этом году мы заключили договор с ассоциацией БиоРЕК по биологическим методам, биорегуляторам на выращивание томатов. И думаю, что результат получим процентов на 30-40. Так, во всяком случае. Камера. Кофе. В первую очередь, я хочу сказать, что
din metodele biologice sau din energie biologică se poate folosi mai multe materiale. Noi am hotărât să trecem anume la creșterea pitiucurilor de paie, anume la creșterea pitiucurilor de paie, fiindcă asta e și economică, e și mai convenabilă metodă. Din punct de vedere, din cauza că o mulțime de paie în fiecare an rămân pe câmpuri și ca să nu se piardă, ele să nu cadă sub ploaie, să putrezească, noi am hotărât să le folosim. Adică secretul nu e atât de mare, elementele tehnologice de bază sunt următoarele. Adică, în primul rând trebuie să depus tiucurile compact unul lângă altul, de a acoperi toată suprafața serii cu tiucuri și în afară de asta pentru a le aprinde, adică a fi un catalizator biologic foarte bun, ne servesc îngrășamintele minerale. La fiecare metru pătrat de îngrășament, de suprafață de seră ocupată cu tiucuri, spune 1,5 kg de silitra amoniacală, 160 grame de substanță activă de fosfor și o această cantitate de îngrășăminte minerale la 1 m² de suprafață, care a numit-o mai sus. Apoi, cu apă fierbinte, spală această cantitate de îngrășăminte pentru a fi introdusă la mijlocul tiucurilor, ca mai ușor să poată fi aprins. E de dorit, ținând cont de un singur lucru, vreau zic, că dozele numite de îngrășăminte minerale să fie introduse în două etape, cu perioada dintre dânsul de câte 5 grade. Vedeți și dumneavoastră, rasada este foarte bună, adică e mai bună ca când folosim numai încălzirea cu motorină sau chiar electricitate. Avem efectul cuvenit primit. Adică putem să creștem într-așa mod cantitatea necesară de rasadă fără a folosi motorină și energie electrică în dioptrie. Spuneți, vă rog, cum, după părerea dumneavoastră, se dezvoltă anul acesta rasadul, în comparație cu anul precedent? Nipoaiele, în primul rând... Cum adică le-a prins? După ce s-a udat bine cu apă, s-au fost introdus îngrășămintele, după aceea spune suprafața de... spune un strat de 20-25 cm de suprafață hrănitoare. Am în vedere de sol, după cum se vede și în seara. Aș vrea să menționez că față de anul trecut, anul acesta, în primul rând, răsada e mult mai, vreau să zic, încolțită mult mai bine și temperatura e mult mai înaltă și ne-a dat o răsadă sănătoasă și bună. În timpul de față, la momentul actual, de acum merge repicarea în serie și gătim pentru a doilea semănat, din cauza de lipsă de suprafață de sere și peliculă, de seră învelit cu peliculă, a să semănăm a doilea oară. Comparație cu anul trecut, răsadă. Dar în comparație cu anul trecut am menționat și mai menționez odată că anume pe creștere într așa cu folosirea metodei biologice, a încălzirii biologice, vă zic că e mult mai eficace față de chiar și față de anul trecut când folosim energie electrică și combustibil, motorină. Adică răsadul se dezvoltă mult mai bine decât anul trecut, chiar de da, fapt. Dar cum dumneavoastră lămuriți acest fapt? Acest fapt se lămurește prin faptul că în ceilalți ani sau în perioada de iarnă, vă zic că căldura era încălzită mai mult suprafața aeriană a solului, solul se încălza greu din cauza energiei care nu aveam tot timpul la timp și eram regulat, într-o măsură sau altă eram limitați de a folosi energie. Însă în anul acesta temperatura, printr-o așa metodă, se ridică până la 50 de grade din temperatura solului. Și aici ne aduce încolțirea repede. Dar nu se poate trăi trusești de arătat imagini moldovenești. E că asta nu se poate. Asta nu se poate, asta e rău. Ha, japoneză, nu s-o gândi până la cap, știi. Grești trusești să arăți imagini moldovenești. Ori japoneză imagine. Da, ori japoneză. Dacă e scrie în dată pe plinul. Eu înțeles, da. Facem bancă. Facem un bancă. Sistemul radicular arată așa, știți, că se vede la ecran. Eu cu șoturile astea te dește, nici nu le pot alege. Nu,
Caz din mea spânsară mă pichetează, vor ieza cum vrine, dar unde și cine și cine pichetat. Poftim. Vă zic și aș vrea să mai menționez un singur lucru. După cum vedeți, sus sunt atârnate niște ațe pe sărmi. După aceea și eliberat rasada din încăpere, noi punem și în tot cursul anului creștem castraveți. Știm că castraveți e una din singurile plante care mai sensibile la fonul de radiație mai ridicat, de aceea e imposibil de crescut în teren deschis, de aceea noi în tot anul folosim sierile până toamna târziu pentru a crește castraveți. Из всех видов биотоплива мы выбрали именно выращивание рассады на тюке, потому что это самый экономический метод. Мы посчитали, вместе с нашим экономистом посчитали, нам обошлось это самый выгодный метод. Это во-первых, и во-вторых, во всех хозяйствах бывает солома прошлых лет, которую животноводство не использует, и для того, чтобы ее не бросить, мы взяли, затюковали и используем ее в теплице. В первую очередь надо компактно уложить тюки плотно друг к другу. Потом, значит, на каждый квадратный метр теплицы или занимаемой тюками уже мы вносим до 1,5 килограмма аммиачной селитры, значит, 150-160 граммов действующего вещества фосфора и 80-90 граммов калия. Данные дозы удобрений рекомендуется и лучше рекомендуется их вносить два приема через 5 дней. После того, как внесли первый раз, значит, горячей водой поливаем тюки до промокания. После того, как промокает, это стимулирует загорание тюков. И этим... Сгорание, да? Возгорание тюков. Это значит, стимулирует возгорание тюков и начинается выделение тепла. Температура достигается до 50 градусов. Вот на данный момент мы имеем, после того, как произошло возгорание, мы закладываем питательный слой. Питательный слой должен быть не меньше 15-20 сантиметров. Температура очень хорошая и получается очень дружные здоровые всходы. А если сравнить с прошлым годом, с рассадом, как развивался рассад в прошлом году и в этом году? Даже по сравнению с прошлым годом мы отмечаем, что рассада развивается лучше, потому что температура почвы нагревается до температуры 50 градусов. В прошлом году она была хуже тем, что мы подогревали почву электрообогревом, но из-за нехватки энергии мы были вынуждены ее временами отключить, и поэтому эффект был меньше. В этом году очень хороший эффект. И мы считаем, что на будущее, это будущее выращивание рассады, мы обойдемся без электроэнергии и без топлива, без солярки. Вот это. Хочу обратить ваше внимание, что на проволоках висят нитки. После того, как мы полностью убираем рассаду из теплиц, мы садим огурец. Огурец более восприимчивый к повышенным фонам радиации, поэтому очень трудно его выращивать в открытой грунте. И так мы используем круглый год. Râdeți, noi cam în tot viața numai cum filmam, îmi arătam că puteți să râd, puteți să-ți vesel. Așa, lucra asta n-a trăit. Atenție că nici noi nimeni.
să mă leac fata la omul ăsta? Acum! Spune-te! Dar și acu ești din P10. Ai ștori? Da. Bună ziua, televiziune națională. Национальное телевидение вас беспокоит. Скажите, пожалуйста, говорят, что по трассе Копанка там везде стоят гвардейцы. Правильно ли это или нет? Нет, где-то там никого? Нет никого. Трасса свободная, да? Свободная. А вчера вы не проезжали по этому? Проезжали. И как? Ничего не было. Тоже не было никого, да? В селах не бывает, они не беспокоят вас, нет, все нормально. Копанка у нас